Bună seara, prieteni de la Gen! Eu sunt Daria, una dintre gazdele voastre în această seară și suntem la Vorbește Gen, emisiunea voastră de la Gen Știri, în care vorbim despre lucruri legate de lume și încercăm să le spunem cât mai drăguți și super pe înțelesul tuturor. Îl am în această seară alături de mine pe Florin Rușteiu, gazda și hello, prietenul. Hello, hello! Și pe Irina Zamfirescu sau a.k.a. Irina Zamfi, dacă vreți să o căutați pe Facebook, așa o găsiți. Este super activistă și invitata noastră în această seară, dacă vrei zici un bună, nu știu. Salut! Bună! Să rămână, eu zic să rămână tot timpul. Și ce trebuie să știți despre ea, pe lângă dacă ați citit descrierea noastră, e că din 2018, dacă nu mă înșel, ea tot se uită foarte atent la ce fac primăriile din București și încearcă să vadă ce se întâmplă și ce nu se întâmplă, nu? 2008, da, e ok. Dar ce am zis, 18? 18. 2008, știam că e 2008. Vreau, eu țin mult la momentul pensionării și simt că mi-ai furat niște ani. Pare rău, știam da. Că e 2008, dar nu știu, am mai sărit și da, cam asta este. O să vă povestească mult mai mult ea și sunt sigură că o să vă captiveze, deci... Florin, despre ce vorbim prima dată? Prima dată vreau să vorbim despre cum ne implicăm în orașul nostru, pentru că de foarte multe ori tinerii aud la școală, aud în diferite ONG-uri sau pur și simplu vorbind între ei că, bă, hai să ne implicăm. Dar cum ne implicăm pentru orașul nostru să arate mai bine, să fie mai despre noi, poate să avem chestii mai pentru tine, ce trebuie să facem? Adică cumva cât de, nu știu, concret, că... Ne urmăresc o grămadă de tineri care poate vor să se implice, dar habar n-au ce înseamnă asta, pentru că li se zice implică-te, că it's cool. Da, cred că are foarte mare legătură cu faptul că pe vremea mea, maică, cel puțin, nu știu ce se mai întâmplă acum, în zona de cultură civică la școală era o chestie foarte opțională, făceam geografie, mate, diverse alte lucruri acolo. Și ne lipsește fix această operaționalizare, zicem. Ce boli facem cu cuvântul intitulat implică-te? Sigur, e un bol frumos, dar suntem un pic dezorientați. Cred că primul pas și cel mai important pe care eu l-am simțit cumva pe pielea mea în toți anii ăștia de mers pe la primărie, e pur și simplu să let them know că cineva e atent cu privire la ce se întâmplă în primărie. Adică, deci nu trebuie să faci mare lucru, pentru că ei, când zic ei, mă refer la primar, la consiliul local, la cei oameni care iau decizii teoretic alături de comunitate, în practică, în numele comunității. Rar spre niciodată se întâmplă să zică primarul, măi, oameni buni, habar n-am ce să fac în situația ți s-a întâmplat să zic că vreun primar? Mai zic în zona aia formală de pun în dezbatere publică un document super greu de citit, scanat, literally. Nu, toate documentele alea sunt super greu de citit. Exact. Știu că am încercat și eu să citesc la un moment dat ceva din... Nu mai știu. A fost groaznic. Nu am reținut nimic, n-am înțeles nimic de acolo. E foarte plictisitor modul în care primăria alege să consulte comunitatea. E adevărat. Și mă gândesc că pentru persoanele tinere din comunitate este absolut sfârșietor. Adică m-aș da cu dinții de bordură să mă apuc acum la... Să aleg între să ies într-o cârciumă sau să citesc o notă de fundamentare. Deci cred că cea mai fană modalitate așa de implicare în comunitate e pur și simplu să ne strângem, asta e foarte important. Din păcate și din fericire, din păcate pentru că e un efort un pic mai mare la început, să vedem, ne uităm în jurul nostru, băi, care ar mai fi interesat, de ce mă interesează pe mine. După care, cred că cel mai simplu totuși pentru absolut toată lumea când începe un demers e să caute niște oameni care deja au făcut asta, care deja s-au implicat în comunitate, care să-i învețe. Băi, dar știi că poți să ceri audiență publică, te duci, ăla e obligat să te primească, să-i spui ce vrei de la orașul tău. Știi că poți să trimiți o hârtie, ți-arăt eu cum să... Cred că e foarte important bucățica asta de, nu i-aș zice guidance neapărat, dar să nu mai stea toată lumea să ia de la capăt și să învețe cum să citească legi, să... De asta, uite, implicat într-un ONG. Cred că nu neapărat nevoie să te implici într-un ONG, dar să ceri ajutor. Chit că, nu știu, ești dintr-un oraș în care, pentru că, din păcate, în România, sectorul non-guvernamental e mai dezvoltat și mai activ în orașele mai degrabă mari.
Uh-huh. În orașele mici e destul de complicat să găsești la îndemână oameni. Mai ales un ONG civic care te-ar putea ajuta mai mult pe partea asta de presiune în fața autorităților. Da, pe zona asta de bună guvernare, de watchdog, de... Într-adevăr, sunt multe, de exemplu, pe servicii sociale. Multe. Mai multe sunt pe servicii sociale. Dar ce se întâmplă este că, de fapt, există organizații în aceste orașe mari super dispuse, fericite, willing să ajute absolut pe oricine cere ajutor. Mi s-a întâmplat și mie să-mi scrie oameni de prin țară de lungul anilor, i-am ajutat absolut cu orice. Există Centrul de Resurse pentru Participare Publică CERE, care este o fundație care asta face, sprijină grupuri de inițiativă, grupuri de oameni. Și, slavă cerului, avem internet, adică nu trebuie să vină până la București. E foarte important să existe rețeaua asta de cerut ajutor, cerut sfat, sprijinit și disponibilitatea să cauți în comunitate oameni care să vină alături de tine să ceară lucruri. Să... Când zic să ceară lucruri, iar poate, nu știu, mi-am amintesc că îmi dădeam ochii peste cap când am zis asta cu cerutul. Dom'le, mă duc la vot să decidă ei, nu mă mai deranjați trei ani jumate. Nu e chiar așa, pentru că de foarte multe ori primarul se ia cu altele decât cu interesul public. De asta cred că e foarte importantă presiunea asta publică. Din păcate am ajuns în România să cerem inclusiv dreptul la aer curat. Adică acolo suntem. Mai jos de atât. Asta voiam să întreb. Care sunt cele mai importante chestii pe care ar trebui să le cerem? De exemplu, dacă acum prima dată dăm niște cereri, la ce să fim atenți? Ce să cerem de la o primărie? Sau ce să, cum să... La ce să ne uităm? La ce să ne uităm, cred că e o întrebare mai corectă un pic. Depinde foarte mult, cred că, de agenda fiecăruia. Pentru mine, de exemplu, în calitate de activist pentru drepturile omului, întotdeauna prioritate o va avea grupurile vulnerabile. Pentru mine e foarte important ca orașul să fie accesibilizat, astfel încât persoanele cu dizabilități să poată să se deplaseze independent prin oraș sau dreptul la locuire pentru persoane fără adăpost. Îmi dau seama că e agenda mea, căci sunt, am crescut în această, cu această paletă de interese. Altfel, mi se pare perfect valid, de exemplu, pentru, nu știu, mă gândesc acum la grupuri de tineri, de liceeni. E foarte nevoie și am observat nevoia asta tocmai vis-a-vis de cere, ce vă spuneam mai devreme. Mulți ani sunt și am fost în juriu a o gală a participării publice. Adică în fiecare an premiază grupuri de oameni care cer lucruri în comunitate. Și am fost în juriu și am citit super multe aplicații, inclusiv de la grupuri de tineri din diverse comunități, inclusiv rurale, adică comune, nu orașe mici. Tare. Foarte activ, foarte mișto. În zonele rurale e cu atât mai mișto și că se simplu asta, da. Că se întâmplă și că tu vezi primarul pe stradă, adică e foarte simplu să-l tragi de mânecă, nu-i ca la noi, trebuie să stau, să-l păzesc, să fac proteste. În comunitățile astea se cunosc, e destul de simplu să știu părinții. Da, uiți la bunicul. La mine la țară, tot timpul se întâlnește bunicul sau bunica când era ea, se întâlneau cu primărița pe stradă și efectiv, la un moment dat, cred că simți și rușinea aia să nu le mai zic chestii dacă nu fac un anumit lucru, pentru că tot timpul o întreabă despre X chestii pe care au promis-o, poate, sau care, uite, ar merge făcută chestia aia. În comunitățile astea mi se pare că funcționează foarte mult și așa. Tu când te-ai întâlnit ultima dată cu Nicușor Dan la Mega Image? Adică, nu m-am întâlnit, dar ar merge, n-am stimit. Asta zic, în mediul rural e greu să eviți primarul și consilierii locali. Și foarte mulți tineri am observat că au nevoie acută de spații de socializare. Care asta înseamnă fie un spațiu fizic, o hală, o clădire în care ei și-au pus niște pufuri dintre alea de stat și-au amenajat și stau acolo și fac diverse mini-proiecte, fie spații publice, în sensul de, am văzut la un alt grup, voiau foarte, eram din zona urbană asta, un par dintre ăla pentru skateboard, ceva, nu știu. Mm-hmm. Nevoile, de asta zic că te apuci de ce te interesează pe tine și ce ți se pare ție că e relevant, vezi dacă și cum reușești să faci treaba aia. Nu există așa o ierarhie a nevoilor, în principiu.
Deci, acum, când va ca să și clarificăm, nu vorbeam doar de chestiile astea super importante, că vrem să fie curat în parc, super important, adică toate sunt mai mult sau mai puțin super importante, dar vorbim și despre nevoia tinerilor de a avea un parc, de a avea o zonă de lectură, de a avea un hub unde să mai citească chestii, habar n-am. Da, pentru mine sunt orice simte omul că are nevoie, perfect legitim ca o cauză de făcut presiune pe autoritatea publică. Presiune, da, e culmea să ne apucăm noi să zicem. Mai e o chestie că am văzut și din păcate e un discurs pe care l-am văzut foarte mult, mai ales după protestele alea din 2017, cred. 2013. Da, că ne apucăm și ne scoatem ochii, că nu mai ieșim, că nu mai... Băi, asta e o chestie pe care o facem în timpul nostru liber, adică nu știu, mă uit la sora mea, o femeie cu doi copii, cu job, când spanac să mai stea să facă activism? Elev de clasa 12, îmi imaginez că poate ar fi ocupat cu bacul, cu divers, nu mă apuc să fac presiune, adică sigur ar fi frumos și minunat și o chestie pe care o încurajez. Să aibă simț civic și da. Da. Din nou, mă gândesc un pic la mine. Eu practic sunt în paralel cu școala unde predau. Eu sunt în continuare acum, lucrez la primul meu job din facultate. Mi-a plăcut atât de mult zona asta de ONG. Și m-am apucat în ultimul an de facultate, n-am făcut-o mai devreme, că eram motocicletă ordinară, aveam de citit cărți, nu stăteam eu să fac proteste în centrul Bucureștiului. Dar când simți că ai timp și nevoie asta să faci ceva, oricând ai opțiunea asta de ONG, de exemplu, te duci voluntar. Deci n-aș simți-o neapărat ca o presiune, o obligație, dar poate fi super fun și poți să înveți super multe lucruri din treaba asta. Și... voiam să te întreb, cum vedem noi clar că primăriile fac ce trebuie? Adică unde ne uităm să vedem dacă X și-a bifat X, Y chestie sau ceva de genul? Adică ne uităm pe site-urile instituțiilor, el la un moment dat chestia asta, că da, tu ca tiner, hai să vedem dacă are Instagram primăria din Buzău. Sau care-i faza pe Facebook Instagram la, la o primărie, nu imaginez ce poate, poate oamenii s-o... s-o... E adevărat, da. Nu, ar fi un experiment foarte interesant. Da, chiar asta. Sau la primari, la, pe paginile lor de Facebook, sau dacă au Instagram și ei, dacă fac vreun TikTok, știți? Asta cu social media la primării, cel puțin în București, mi se pare că e un instrument foarte bun de arătat mușchi al primăriei. Mm-hmm. Eu mi-am luat bloc de la foarte mulți primari în București, de la niște comentarii, adică nu inofensive, dar să nu vă imaginați că i-am înjurat sau lucruri de genul ăsta. Discurs decent, fără să-i tutuiesc cu dumneavoastră, cu pac, bloc la pușcărioară. Cred că într-adevăr asta cu urmăritul site-urilor iar este moartea pasiunii. Deci nu poți să cer, trebuie să fii, fie să fie jobul tău, fie să fii foarte chitit pe o anumită cauză și să-ți faci de lucru pe site-ul unei primării din România, fie să-ți urăși viața, adică majoritatea site-urilor de instituții publice... Sunt groaznice! Da, e foarte complicat de găsit lucruri. Ce e interesant, totuși, de urmărit și se întâmplă la majoritatea primăriilor, cel puțin în București și în țară unele, de când cu pandemia, ședințele de consiliu local, sunt acolo online. Unde se discută care sunt prioritățile, se votează proiecte, sunt online. Și mie mi se pare sunt niște discuții super interesante pentru că ei își imaginează că nu prea se uită lumea la ei. Mm-hmm. În București nu e cazul. În București nu e cazul, dar se uită mulți. Dar cu toate astea mi se pare că uneori... Uneori uită. Uneori uită și da. Dar ăla, de exemplu, ar putea fi un început, să te uiți la ședințele astea. Sigur, la început s-ar putea să fie greu, să nu înțelegi niște lucruri, deși când ajung consilieri în zona de înjurături, devine brusc foarte fun. Cred că cel mai absurd moment dintr-o ședință de consiliu general era o Sorin Oprescu, primar pe vremea aia. Da, era primăria pe Dâmbovița sus. Efectiv, au început să se consilierii generali făceau șumage de hârtie și aruncau între ei așa. Nu cred! Școala generală, ăla a fost momentul de cel mai abisar, așa mi s-a părut. Deci se întâmplă și lucruri de astea, dar să zic că s-ar putea să fie interesant să te uiți la treburile astea. Și mai ales cred că în mediul rural, eu cred că e cu atât mai interesant că te duci acolo și cred că discursul e cu totul la un alt nivel și aici mă refer la un nivel foarte slab.
Și probabil o să fie, o să te întâlnești cu niște oameni care vorbesc ca birjari și votează niște chestii pentru că le zice primarul să voteze niște chestii. Da, dar dacă, ca asta e o altă chestie prin care poți să urmărești activitatea primăriei, poți să duci și fizic. Noi avem dreptul să participăm la ședințele astea, putem să participăm în sală. Dacă facem asta, de exemplu, nu cred, sau cel puțin la început, o să fie... De asta eu țin foarte mult la prezența cetățenilor fizică, în sălile de consiliu, da. Dacă primarul îi lasă. Că... Dacă primarul lasă, da, sigur, da. Că e o întreagă aventură și aici. Dar în principiu sunt un pic mai reținuți, au un discurs un pic mai îndreptat spre interesul public. Care e interesul public? Să lămuresc un pic situația asta. Interesul public, de exemplu, e cum cheltuim banii comunității. Bugetul. Interesul public este, pă, nu știu, pă, spațiile publice, cum sunt, mai schimbăm bordurile anul ăsta sau nu? Are legătură tot cu banii publici, cumva. Interesul privat sunt, de exemplu, toate contractulețele cui dăm banii de schimba borduri. Cumva ca să delimitez că mi se pare importantă în economia discuției. Deci te poți uita pe site, dar nu cred că te ajută foarte mult dacă n-ai exercițiu. Dar poți să te uiți la ședințele astea și, din nou, foarte, foarte important pentru mine, cred că, pentru mine, am observat că funcționează, ca primarul și consilierii să știe că cineva e atent, că cineva vrea ceva de la primărie. Sunt, pot să jur că sunt sute de primării în țara asta de la care oamenii nu prea cer nimic. Sunt pur și simplu lăsați în plata Domnului tot mandatul și să se ivească cineva care cere ceva este revoluționar. Și cere suficient? Și foarte bine documentat și... Asta deja panică, să închide primăria. Nu știu, dacă mă duc acum la o ședință, după asta ce fac? Există o zonă specială dedicată întrebărilor pe care aș putea eu să le am? Sau cum abordez situația? Ajung la ședință, doar o ascult și atât? Asta se întâmplă? Depinde foarte mult cu ce scop te duci tu acolo. Dacă tu chiar vrei să se întâmple ceva în comunitate, spațiul ăla despre care discutam, de exemplu, ai o clădire. Căminul cultural este absolut... închis, negreșit, vrei tu să dai o mână de var și să vă strângeți acolo trupa de teatru a școlii, să zicem. Poți să cer cuvântul în ședința de consiliu și să te adresezi tuturor. Există, depinde, unii fac la început ședința, da, în detalii, dar poți să te adresezi tuturor și să le explici ce vrei și de ce vrei lucrul ăla. De asta zic că e important să ne strângem într-o gașcă mai mare atunci când cerem lucruri, tocmai pentru că eu știu, nu știu dacă ați prins voi, Tom și Jerry. Da, cum să nu. Nu suntem chiar așa. Când alerga Jerry și îl vedea Tom ca pe fripturică când era fomită, așa ne văd ei ca o ștampilă de vot, practic. Noi, cetățenii, suntem niște voturi pentru ei. În momentul în care suntem unul, s-ar putea să nu fim foarte periculoși. Și în momentul în care deja ne strângem 30-40, care noi avem și niște părinți, deci, pac, hai să triplăm numărul de oameni care, teoretic, ar fi rezistenți să mă mai voteze la următoarele alegeri. După care mă gândesc pe ăștia 30 să duc ei la colegilor de la școală și mă bălăcărez și acolo, care și eu au niște părinți și tot așa. Și devin periculos, trebuie să-i ascult. De-aia cred că e important să fie cât mai mulți oameni strânși în jurul unei cauze. Și în funcție de cum reacționează, ce pot să vă asigur, îmi pare foarte rău să o zic și generalizez ca ultimul animal, dar de cele mai multe ori, orice cauză o câștigăm, ajungem la niște rezultate după niște, în cel mai fericit caz, luni de muncă, altfel discutăm despre ani. Trebuie să fim ușor perseverenți în treaba asta. Uneori, și o chestie pe care am văzut-o foarte des, primarul, consiliul promite, după aia uită să pună buget, dacă n-ai bani nu se face, sau pune buget dar nu cheltuiește banii, deci sunt tot felul de șireti lucruri. Din nou, sunt niște chestii mici șmecherii pe care mulți dintre activiștii vechi le stăpânesc destul de bine și putem să sprijinim în proces. Adică știu că pare o chestie înfricoșătoare și grea și lungă, dar step by step e super simplu. Super. Uite, înainte să pun următoarea întrebare, vreau să spun oamenilor care ne urmăresc acum, puneți întrebări pentru Zamfi în comentarii, rare și o să mi le șoptească în cască. Care nu există?
Da, și noi o să le punem aici live. Dar hai să mutăm un pic discuția pe una dintre chestiile care te-a preocupat pe tine zilele trecute. Pentru cei care nu știți, deși sunt sigur că sunt mulți dintre cei care ne urmăresc care știu povestea, în București a avut loc Nostalgia, care e un festival de 3 zile, care s-a ținut în Parcul Izvor, care e nu departe de aici, cred că la 2 stații de metrou. Și acolo, cumva, parcul ăla a fost măcelărit de festivalul ăsta, de oamenii care cumva și-au bătut joc de el. Și aici eu voiam cumva să te întreb cum, Doamne, le explicăm tinerilor treaba asta? Pentru că, ok, eu sunt în tabăra ta, că și pe mine m-a enervat și m-a enervat ce Nostalgia. Bine că nu mă arunci sub tren. Da. Și pe mine m-a enervat și m-a enervat Nostalgia și m-a enervat să văd după Parcul Izvor și cumva nu-i doar asta. Și la Saga Festival s-a poluat fonic, adică oamenii din jur nu cred că au dormit zilele alea prea bine pentru că se auzea la 2 km distanță, cum s-a auzit și la Nostalgia. Putem vorbi de Untold, dar e și toate festivalurile astea mari din buricul oraș. Târgului. Da. Orașul e o chestie mare care este locuită de foarte multe grupuri distincte de oameni, mm-hmm, cu foarte multe interese și nevoi extrem de diferite. Ce trebuie să facă în primul și în primul rând autoritatea publică? Asta e rolul unei primării, de fapt. Ok, am interesul public, adică nevoile tuturor acestor oameni pe care eu trebuie să-i deservesc, pentru că sunt primar, și am interesul privat, care este această firmă, companie, care face festivalul ăla sau ăla sau ăla. Eu trebuie să mediez între interesele. Pe de o parte, interesele tuturor acestor oameni, mulți diversi, diferiți, pe de altă parte, între interesele lor și interesele privatului. Știu că până și eu mi-am luat multe critici pentru că m-am opus acestei situații. Problema mea cea mai mare fiind de fapt că a fost restricționat accesul oamenilor în parc. Adică în momentul de față Bucureștiul are... Bine, și le zicem parcă suntem noi generoși, dar astea sunt niște colțișoare cu verdeață. Adică dacă ne uităm la orașele mari europene, au de-a dreptul păduri în oraș față de ce avem noi, da, aceste pedice, da, de iarbă uscată, fân. De exemplu, eu cred că ar fi trebuit, și în continuare susțin asta, să primeze dreptul oamenilor la a avea acces la spații publice, adică gratuit, în care copiii să petreacă timpul liber. Parcul Izvor având niște locuri de joacă, Parcul Izvor având verdeață, Parcul Izvor fiind o zonă verde, sigur, avem alternativa Parcului Cismigiu, care este o grădină, nu un parc. Este mult mai mică și oricum e deja supraaglomerată și oricum acolo calci pe spațiu verde, dar spațiu verde sunt mai mult panseluțe de-astea, stau să stric, uh-huh, corola de minune a lumii. Mă duc la Izvor unde e iarbă și pot să calc liniștit. Deci, în principal, asta a fost. În momentul în care am un bun public, care se cheamă parc, care e întreținut din banii contribuabililor și am un oraș în care nu există spații verzi, să nu am acces în parcul respectiv, în mai bine de jumătate din el, aici, pentru ca o companie privată să facă dita-i profitul, cred că e nedrept față de locuitorii orașului. Adică, sigur, există și problema zgomotului pe de altă parte și recunosc că locuiesc în relativ în proximitate, că nu eram chiar aproape și am auzit până la 3 dimineața bubuielile de acolo, dar n-a fost neapărat lucru care m-a deranjat, pentru că eu înțeleg că București e o capitală și orașele mari, în general, trebuie să aibă tipul ăsta de activități. Numai că, uite, discutăm de mai bine de 10 ani de o sală polivalentă modernă în care să putem să facem niște concerte care să nu deranjeze proximitatea în termen de volum. Discutăm despre festivaluri. Parcul Izvor nu are logistica necesară pentru festival, n-are prize, n-are ce să mai s-au întâmplă. Găsit soluții. Se găsesc soluții, dar ce cred eu este că primăria, tocmai pentru că cred că tipul ăsta de evenimente trebuie să se întâmple, ar trebui să amenajeze un spațiu destinat unor evenimente mari, zgomotoase, undeva la marginea orașului. E...
E atât de simplu, e da. E atât de simplu și asta pentru că, din nou, nu avem spații verzi în București. După ce că sunt puține și proaste, sunt proaste în general, dar aminte după un festival, se le mai și sacrific niște. A fost 3 săptămâni de vară, jumătate de parc închis, în caniculă. Mm-hmm. Unde să mă duc? La Piața Unirii să mă... Bine, acolo e un mic spațiu verde, da. Dar înainte să trebuia să pui următoarea întrebare, aici mai aveam eu o nelămurire, că mie mi se pare că toate administrațiile din țară, numai București, dar cu precădere ce se întâmplă aici în capitală, au tendința asta de a spune că orașul e viu, doar dacă bubuie ceva mereu în el. Da, da. Și adică cumva, cum putem noi să facem ca ei să înțeleagă că, bă, noi poate avem nevoie doar ca parcul ăla să fie verde și să fie bine întreținut și ținaf, cu noi mai avem și liniște și vrem să mergem să stăm cu un hamac, să citim sau whatever, să facem, să punem noi muzică la o boxă mică pe o pătură. Adică... Care nici asta nu cred că e cea mai... Ce-i drept? Dar, într-adevăr, avem chestia asta ușor... Când mă uitam la străzi deschise, exact, la un moment exact. S-a dus și aia, că început să se bubuie pe la diverse colțuri de stradă pe acolo. Da, e o chestie pe care o încurajează în primul rând autoritățile publice, prin tipul ăsta de manifestație extrem de scomotoase. Sigur, nu vreau să am acum discursul de o persoană care așteaptă pensioara, cum spuneam la început, am nevoie de liniște, mă dor de unghii. Dar cred că trebuie măcar să asigurăm zonele astea destul de clare. Atunci când nu vreau să bubuie muzica în cap... Să am unde să mă duc. Să am unde să mă duc, exact. Și adică mă uit inclusiv ce se întâmplă în marile orașe din Europa. Așa acolo, festivalurile mari, fie le faci într-un parc foarte mare, mm-hmm, unde îți permiți să duce, faci. Exact. Da, o chestie de genul ăsta... Fie în săl dintre astea de spectacole închise, contained, fie la marginea orașelor, nu le faci în centru capitale. E destul de bizar la ăsta cu nostalgia și, în general, când se întâmplă lucruri în izvor, se mai întâmplă inclusiv parcatul mașinilor pe toate trotuarele din jurul parcului. Uh-huh. Am amintesc că a făcut, la un moment dat, chiar compania STB. Au făcut un eveniment, un mare concert în Parcul Izvor acum niște ani, să promoveze utilizarea transportului public în București, da? Mijloc de transport public, organizat de ei, concerte, muzică bubuială, în fine, mașini parcate de jur împrejurul parcului și mă gândeam, băi, e un eveniment care promovează transportul public, la care au venit toți cu mașinile și au blocat trotuarele. E atât de paradoxal. Primăria, an de zile, a fost ea organizatorul evenimentelor de tipul ăsta. Cismigiu, an de zile, a fost distrus de festivalul Grătarele de 1 iunie. Ba, Ioan Creangă, ba, grătărele, ba, tot felul de troace învârtite prin parcul. Să faci într-o grădină istorică grătar, mi se pare show, nu știu. Și să vorbim despre asta. Mai e o chestie super importantă despre care, dar știu că e o chestie de finețe pentru orașul ăsta care ne pică în cap. Și înțeleg de la specialiști. Păsările au o mare problemă în momentul în care tu bubui niște muzică, niște spații în care ele au cuibul, în care... Și chestia asta de faună e o chestie ce ține de biodiversitatea unui oraș, că nu vrei să faci chestia asta, să îndepărtezi, să... Și asta a fost o discuție, de exemplu, în Parcul Cismigiu, unde au dus experți tocmai în păsări și au spus că e o problemă uriașă pentru locul ăla. Da, eu nu voiam să pun întrebarea cum ai bănuit tu, eu voiam cumva să îi zic lui Zanfi că noi am discutat despre asta înainte, eu văzusem pe pagina ta de Facebook că ai tot postat mai multe chestii legate de nostalgia, cumva mi s-a părut super interesant să văd și perspectiva asta, pentru că nu m-aș fi gândit eu ca tânăr care voiam să merg voluntar la nostalgia, îmi pare rău să o zic. De ce ești cu noi în emisiune? Da, eu sunt așa între doi lei și să... Dar de asta am vrut să zic că mi s-a părut super interesant să văd și perspectiva asta, pentru că nu m-aș fi gândit niciodată la asta. Că na, noi vrem festivaluri să se întâmple cât mai aproape de noi, chit că e în oraș, chit că e în afara orașului, dar să fie cât mai aproape de noi, și probabil de aici înțeleg instituțiile și probabil înțeleg greșit și de asta se întâmplă chestia asta cu parcurile, cu așa. De exemplu, în Vaslui tot așa, noi le-am cerut festivaluri și nu că le-am cerut, el s-a întâmplat, dar e în afara orașului.
Și asta a fost un lucru foarte bun pentru noi, până la urmă. Da, și da. Pentru restul vasluienilor care, care nu au fost bombardați. Da, poate n-au fost, dar ei n-au zis, na, copilaș, ziceți-vă. Și acum, na. Uite, ne-a întrebat cineva pe live că, nu, îți parafrazez că întrebarea e un pic mai lungă. De exemplu, dacă avem un parc cultural, cum facem să fie reglementat ca să nu mai existe oameni care vin cu boxe, care vin cu zgomote, care vin cu etică, etică? Ce bun e asta? În principiu, pe de-o parte, asta cu parc cultural, e, avem așa de puține parcuri încât mi se pare că singura definiție posibilă, cel puțin în București, dar cred că multe dintre orașe, spațiu verde, adică suntem în zona aia, inclusiv Cismigiu, grădină istorică, ce-o mai fi istorică acolo, săracă grădină. Bine că n-au scos pavelele alea, că se părea că într-acolo ne îndreptăm. E destul de simplu, teoretic e acoperit de legea ordinii publice, unde teoretic ai niște valori de sunet maxim admisibile în spațiu public. Deci tu, dacă spun teoretic, pentru că de fapt, de exemplu, în București, o mare problemă este că poliția locală are pentru tot orașul un singur aparat de măsurat volumul zgomotului. Deci e foarte greu să amendezi pe cineva că depășește volumul maxim admis, pe, sunt niște valori diferite înainte de ora 10 seara și după 10 seara. Deci, teoretic, legea acoperă foarte bine zona asta. Da, boxele alea mici, din punctul meu de vedere, la un volum chiar mediu, încalcă deja legea ordinii și liniștii publice. Problema e cu aplicarea legii, într-adevăr, aici, pentru că dacă nu ai aparatul de măsurat, nici nu poți să-ți iei amendă, de fapt. Pentru dar că cât, nu... Doamne, costă un aparat de să dea unul? Da, eu n-am niciun dubiu că toată chestia asta e, de fapt, o intenționat scuză făcută, în da. Plus pentru care nu... Inclusiv cu festivalul ăsta care și-a luat amendă în fiecare seară, teoretic, din prima seară ar fi avut fundament să oprească festivalul, pentru că au încălcat o groază de lucruri din protocolul. Deci, avem reguli, problema e cu aplicarea. Pe de altă parte, ca să nu sune aici că sunt eu milițianul șef, eu nu sunt nici pentru suprareglementarea acestei situații. Eu nu sunt nici să chemăm poliția una, două. Eu n-am nici măcar o problemă cu faptul că avem niște gunoi prin oraș, adică orașele farmacii alea, super dichisite, pe mine mă sperie un pic. Viena, de exemplu. Nici chiar așa. Din nou, meet me halfway, adică să fie rezonabil. Pot să înțeleg că cineva ascultă muzică de dragul conversație, e în parc, pe pătură, iar trebuie să te asiguri un pic că nu deranjezi. Da, ceva de bun simț, da. Nu e... Nu chemăm poliția chiar din prima, asta vreau să zic. Deci există reguli, legi, norme, nu ai cum să le impui în foarte multe. Dacă în București, eu nu sigur mă îndoiesc că în restul țării există, poliția e dotată cu așa ceva. Și asta cred că are legătură tot cu faptul că e o discuție relativ recentă. Nu mi-amintesc că acum 10 ani să avem discuția despre e prea mult zgomot în oraș. Nici nu prea erau atât de festivaluri atunci. Și asta e adevărat. A venit modernitatea peste noi. Adică de la Michael Jackson din 90 au trecut vreo 20 de ani, dar iată, începem să ne mișcăm încet, încet. Uite, mai aveam o curiozitate legată de asta cu cultura orașelor. Cumva eu sunt foarte pasionat de ce se întâmplă cu clădirile monument istoric, de ce se întâmplă cu parcurile monument istoric, grădinile istorice și all of that. Bine, eu sunt pe București, dar și în afară, dacă vorbim de Oradea, Alba, sunt multe orașe care au Iași, astfel de locuri. Și cumva mi se pare că primăriile își bat atât de mult joc și nu își bat joc gen că aruncă cu chestii în clădirile alea, ci că nu fac nimic. E o bătaie de joc prin ignoranță și ce trebuie să facă și ce putem noi să facem în situațiile astea. Aici chiar vorbeam înainte de povestea asta că, ok, sunt multe și aici în zona istorică Moșilor și în centru istoric clădiri care poate încă sunt locuite. Și ce facem în cazul ăla în care oamenii au baruri la fiecare scară?
Discuția despre patrimoniul istoric e una, într-adevăr, foarte delicată, pe care eu simt că nu am purtat-o ca societate. Uh-huh. Avem, pe de-o parte, un discurs care e prezent de foarte mulți ani și care, din păcate, încă n-a dat rezultate, care pune presiune pe autoritatea publică, pentru că un patrimoniu este irecuperabil din punctul meu de vedere. Dacă a picat clădirea, am avut o întreagă discuție cu Hala Matache, e o clădire care a fost demolată, clădire istorică, și primarul a promis că o reconstruiește. Nu poți să reconstruiești ceva istoric. Asta dacă... unde? În zona Buzești-Berzei, fix pe, aproape de Gara de Nord. Okay. Acolo s-a lărgit bulevardul acum, cred că în 2013, ceva de genul ăsta. Și așa m-am apucat eu de activism în 2008, că au vrut să, și-au reușit să demoleze Hala Matache împreună cu alte 98 clădiri de patrimoniu din zona respectivă. Au evacuat vreo 1000 de persoane de acolo. Nu poți să recuperezi ceva istoric. E dărâmat? Dusă-să. Nu avem ce să mai... Deci, ar trebui, într-adevăr, refăcute... ceea ce înseamnă și o formă de restaurare cumva, lucru care e extrem de scump și se pare că e extrem de greu, pentru că agonizăm cel puțin în București și cred că majoritatea orașelor din România de altfel. Sunt unele case inclusiv proprietate personală, adică nu sunt toate clădiri publice. Uh-huh. Pentru un om care deține o clădire de patrimoniu să o refacă este mai scump expensive decât dacă îți cumperi o casă nouă. E foarte scump, e nevoie de sprijin public. Eu nu văd. În Oradea există sprijinul ăsta public. Teoretic și București a făcut un program de genul ăsta, nu cred că i-a dat drumul încă. E foarte scump, e foarte necesar și ne mișcăm foarte greu. Deci pentru că este atât de scump nu se face nimic în legătură cu asta? Mai există și suspiciunea confirmată în unele cazuri. Uneori terenul de sub clădirea respectivă este atât de valoros încât aștept pice ca eu să pot să construiesc acolo 30 de etaje. Ca așa, o casă cu parter și un etaj. Bloc hidos, plin de sticlă. Bloc hidos, cu inox. Ceva frumos să pleacă la toată lumea. Deci există și această variantă. În anii 2000, mult patrimoniu istoric din București a picat așa, pentru că, de fapt, proprietarii doreau să demoleze, dar nu ai voie. Legea spune că dacă e clădire de patrimoniu, faci pușcăriuță dacă demolezi tu cu ciocanul tău. Așa, de acolo și să pice ea singurică. Da, o discuție care lipsește foarte mult din spațiu public și care mi se pare foarte importantă e că în multe din aceste case locuiesc persoane fără adăpost. Asta mi se pare o problemă... Se leagă cu mai multe probleme aici. Exact. E destul de... Să nu crezi vreun moment că primăria nu reabilitează clădirile astea de dragul persoanelor fără adăpost. Nu e caz. Din păcate. Doar că oamenii ăștia, gândiți-vă, îmi pare rău că fac paralela asta, dar am auzit-o foarte des chiar de la ei, de la persoane fără adăpost. E tot o formă de a fi refugiat, pentru că lor le e frică constant că vor fi evacuați, sunt tot timpul pe fugă dintr-o clădire în alta să nu-i prindă poliția, să nu-i prindă primăria, să nu-i prindă, să nu-i prindă. Și toate clădirile istorice... care, în care locuiau oameni, au fost evacuate forțat, cu niște oameni, cu familii, cu copii, aruncați în stradă pentru a face clădirea din nou frumoasă. Mie mi se pare că discuțiile astea nu pot fi separate. Dacă vreți să discutăm despre patrimoniul istoric, hai să vorbim și despre oamenii care locuiesc în ele. Nimeni nu e dispus acum să vorbească în afară de o mână de ONG-iști catalogați ca fiind comuniști. Dar e o problemă socială foarte mare și o problemă care există de altfel pe agenda Uniunii Europene. Am semnat de curând un document că până în 2030 nu vom mai avea persoane fără adăpost. Am înțeles că în sectorul 5 nu mai sunt. Mai avem, dar... Da, e și asta o formă de a rezolva problema. E foarte greu să gestionezi un oraș, mi-e foarte evident. De asta ai nevoie de o echipă, de oameni cu expertize foarte diferite și ai nevoie totuși să te uiți la o problemă din, știi, și vis-a-vis de parcuri și festival, clădiri istorice și persoane care scoatează clădirile astea. O problemă n-are, o situație trebuie privită din absolut toate perspectivele posibile ca să poți să gestionezi
nu neapărat corect, că uneori tot greșești, oricum mai lua cineva va fi nemulțumit. Dar măcar etic și raportat la drepturile omului, să știi că nu ai făcut o greșeală majoră. Nu ai privat niște oameni de niște drepturi cu privire la oraș. Așa, ca de final, că ne apropiem de finalul emisiunii și ultima întrebare, ce le-i spune, pentru că avem și mulți tineri de liceu care ne urmăresc, care probabil o să vină, sau mulți dintre ei o să vină în București sau în Cluj sau în orașe mari, unde oportunitățile cumva sunt pe toate gardurile. Ce sfat le-i da să facă când ajung în orașele astea mari, care sunt cumva cu un tăvălug așa de probleme peste ele? Băi, sincer, pe lângă să poarte SPF, să nu se ardă doar la soare. Asta cu voluntariatul, mie mi se pare, și întotdeauna, că și eu predau la facultate și văd studenți care din anul întâi se angajează în diverse joburi. Unele foarte în legătură cu facultatea, majoritatea deprimante, triste, dar au nevoie de bani și pot să înțeleg asta. Dar mi se rupe sufletul pentru că îmi dau seama că nu învață nimic de acolo. Aș căuta undeva, dacă am confortul ăsta financiar, să fac niște voluntariat în niște zone care mă interesează pe mine. Fie că e patrimoniu social, tineret, fie că e organizația studențească din facultate, până și aia poate fi o experiență valoroasă. Deși eu cred că experiența în afara facultății, în niște organizații care lucrează în comunitate pe diferite teme, pe lângă faptul că, din nou, eu sunt de mai bine de 15 ani în același loc în care m-am dus voluntar în timpul facultății, pentru că pur și simplu am descoperit menirea vieții mele acolo, înveți o groază de lucruri și găsești, eu cred că mai toate facultățile au cumva un corespondent într-un ONG, cât de cât, remotely, inclusiv zona de IT, de exemplu, la Casa Bună, poți să fii voluntar, să ajuți cu reparatul copiilor din rural care fac lecții voluntari cu voluntarii remote, îi ajutăm să treacă de examen în clasa 8, dacă nu e o școală bună acolo. Deci, absolut pentru orice bucățică, găsești o mică zonă de voluntariat, să exploreze chestia asta, că e păcat să fii într-un oraș mare și să fii nevoit să... Deci, ca o concluzie, faceți-vă de lucru, măgați-vă în voluntariat și cumva o să câștigați pe asta. Zamfi, Daria, mersi pentru discuțiile și poveștile astea faine. Voi rămâneți informați și rămâneți pe Gen Știri.